Pe rolul parchetului de pe lângă tribunalul Ialomița, i-a fost înregistrată o cauză penală, având ca obiect săvârșirea infracțiunii de omor cali-omor, prevăzută de articolul 188, aliniatul 1, cod penal. Din probele efectuate în cauză, a rezultat că în noaptea de 23 spre 24 ianuarie 2024, pe raza municipiului Slobozia, s-a produs o altercație fizică între două persoane, fiind vorba de un conflict spontan, împrejurare în care inculpatul, cercetat în cauză, i-a aplicat persoanei vătămate o lovitură cu un corp tăietor înțepător, posibil cuțit, la nivelul femitoracelui stâng. Echipajul de ambulanță, chemat la fața locului, a constatat decesul victimei. Potrivit fișei de constatări preliminare emise de SML Ialomița, s-a stabilit că moartea victimei a fost violentă, datorându-se hemoragiei interne și externe, consecutivă unei plăci tăiate, înțepate, penetrantă la nivelul hemitoracelui stâng, cu interesarea pericardului, acordului, cu hemopericard și hemotorax stâng consecutiv. Prin ordonanța procurorului din cadrul parchetului de pe lângă tribunalul Ialomița, din data de 24 ianuarie 2024, s-a dispus reținerea inculpatului cercetat în cauză pentru săvârșirea infracțiunii de omor, iar la data de 25 ianuarie 2024, instanța competentă, respectiv tribunalul Ialomița, a admis propunerea unității noastre de parchet și a dispus arestarea preventivă a inculpatului pe o durată de 30 de zile. Precizăm de asemenea că pe parcursul anchetei penale, activitățile s-au desfășurat de către procurorul de caz, împreună cu lucrătorii de poliție din cadrul IPJ.